Prea cuvioși părinți, iubiți credincioși, iată-ne în duminica a patra din postul cel mare. Postul este un timp de pocăință, un timp în care inima noastră de piatră trebuie să fie transformată de puterea lui Dumnezeu, împreună lucrarea noastră, într-o inimă de carne, o inimă sensibilă la tot ceea ce este frumos, sensibilă la tot ceea ce este înalt, o inimă în care să putem găsi imboldul de a iubi, de a fi atenți la Dumnezeu și la cei de lângă noi. Dar o astfel de transformare nu se poate realiza așa deodată, ci treptat, încet, încet, și asta pentru că inima noastră niciodată nu a fost convinsă să facă ceva, să urmeze un ideal, dacă acest imbold nu a venit din libertate. O inimă forțată nu va deveni mai caldă, ci se va împietri din ce în ce mai tare. Asta înseamnă că pocăința, această schimbare a firii noastre, nu este altceva decât o luptă, un urcuș. Acum, în postul mare, care este un timp al reînnoirii, când asemenea anotimpului în care ne aflăm, totul devine iarăși nou, când viața noastră, care părea că a intrat într-un amurg, devine iarăși vie, purtând în sine nădejdea învierii. Asta face ca Apostolul Mare să fie, de fapt, un mesager al împăcării, prilejul prin care Dumnezeu ne împărtășește bucuria Lui. Este un timp al împăcării, iar împăcare este o bucurie. Este bucuria lui Dumnezeu și este bucuria noastră. Este un nou început. Acest început ne este astăzi mult mai clar, deoarece am văzut duminica trecută semnul care ne leagă de Dumnezeu, semnul care ne arată calea către Dumnezeu, dar care este și puterea de care avem nevoie pentru a-L urma. Am văzut duminica trecută crucea, care leagă cerul de pământ, care este și înfipt adânc în inima iadului, omorând pentru totdeauna moartea. Am văzut crucea ca o scară pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să unească cerul cu pământul, scara pe care oamenii, chiar și cei păcătoși, sau mai bine zis, cu atât mai mult cei păcătoși, pot urca neabătuți și neînșelați către cer. De aceea Sfinții Părinți au rânduit ca în duminica ce urmează, cele a Sfintei Cruci, să fie închinată Sfântului Ioan Scărarul. Să nu uităm că drumul nostru nu poate fi decât un urcuș continuu. Astăzi este ziua Sfântului Ioan Scărarul și aș vrea să vă citesc câteva cuvinte ale sale, cuvinte care sunt relevante pentru această perioadă a postului în general și a pocăinței în particular. Și spune Sfântul Ioan, pocăința este întoarcerea noastră la Dumnezeu, este reînnoirea botezului nostru. Este nevoința noastră de a reînnoi legământul nostru cu Dumnezeu. Promisiunea noastră de a ne schimba viața. Este un moment în care putem dobândi umilința, adică pacea. Pace cu Dumnezeu, pace cu noi înșine, pace cu toată zidirea. Pocăința se naște din nădejde,
fiind alungarea disperării, pentru că și acela care merită condamnarea, fiindcă se pocăiește, totuși pleacă de la tribunal fără a fi rușinat, pentru că pocăința este pacea noastră cu Dumnezeu. Și acest lucru se realizează printr-o viață demnă, străină păcatelor pe care le-am comis în trecut. Pocăința este curățarea conștiinței noastre. Pocăința înseamnă îndepărtarea tristeții și a durerii. Și poate ne întrebăm, cum putem să o facem? Cum putem să ajungem la ea? Cum putem sta înaintea lui Dumnezeu, care ne primește așa cum Tatăl l-a primit pe Fiul risipitor, un Dumnezeu care ne-a așteptat de atâta timp, care respins nu s-a întors niciodată de la noi? Cum putem așadar să stăm înaintea unui astfel de Dumnezeu? Iată o scurtă învățătură despre rugăciune pe care ne-a lăsat-o un părinte al bisericii, un cuvânt scurt despre rugăciune. Nu folosiți în rugăciune cuvinte false înțelepte, pentru că cel mai adesea deșoapta simplă și necomplicată a copiilor se bucură Tatăl nostru ceresc. Nu încerca să spui multe când vorbești cu Dumnezeu, pentru că altfel mintea ta, încurcându-se în căutarea cuvintelor, se va rătăci. Un cuvânt rostit de vameș a atras asupra sa mila dumnezeiască. Un cuvânt plin de credință a salvat un tâlhar pe cruce. Folosirea multor cuvinte atunci când ne rugăm ne risipește mintea, umplând-o de imaginație. Un cuvânt, un simplu cuvânt, dar rostit cu atenție înaintea lui Dumnezeu, adună mintea în prezența sa. Și dacă un cuvânt în rugăciunea ta te atinge adânc, dacă îi percepi profunzimea sa, locuiește în el. Locuiește în el pentru că în astfel de momente, Îngerul nostru păzitor se roagă împreună cu noi. Pentru că în astfel de momente, noi ne arătăm a fi sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu. Să ne amintim ce spune Sfântul Ioan Scărarul, pentru că el a fost un om care a știut ce înseamnă să te întorci la Dumnezeu, să rămâi cu Dumnezeu, să fii bucuria lui Dumnezeu și să te bucuri întru El. Sfântul Ioan Scărarul, învățătura sa, sunt darul pe care Dumnezeu ne-l face în aceste zile ale postului. Cu atât mai mult acum când ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul lui. El ne este pus înainte ca un exemplu. Înțelegem de la el și prin el faptul că orice om, oricât de simplu sau păcătos ar fi, poate fi transformat de harul dumnezeiesc într-o lumină pentru întreaga lume. Să învățăm de la el, să urmăm exemplul lui, să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne poate face prin puterea sa, poate face prin puterea sa într-o ființă omenească și să ne încredințăm pe noi înșine acestui ajutor. Cu o credință puternică și cu o bucurie fierbinte și totuși lină să-i urmăm sfatul, căci în sfaturile lui se află glasul lui Dumnezeu care ne cheamă, ne imploră chiar, să ne schimbăm modul de viețuire, să ne schimbăm cu totul pe noi înșine. Să facem acest lucru, căci făcând așa, ne mărturisim iubirea față de El.
ne arătăm dorul de a fi împreună cu El, de a fi în viață, pentru că El este calea, adevărul și viața veșnică. Să ne adunăm în interiorul nostru, să ne revenim din împrăștierea lumească păcătoasă în care ne-am obișnuit să fim, și asta mai ales la Sfânta Liturghie, căci aici noi ne apropiem de Dumnezeu pentru a-L primi în noi înșine prin Sfânta Împărtășanie. Să fim mai adunați pentru a dezrădăcina din noi această nepăsare păcătoasă, această comoditate ucigătoare de duh, dar mai ales pentru a ne bucura de roadele Sfintei Împărtășanii pentru veșnicie. Noi nu înțelegem întotdeauna că prin Sfânta Împărtășanie noi devenim una cu Hristos. Sfântul Grigorie Palama ne pune înainte o analogie a acestui eveniment ce se petrece cu noi. El spune că dumnezeirea lui Hristos și omenitatea lui desăvârșită, fără păcat, ne pătrund în același mod în care focul cuprinde și pătrunde o sabie aruncată într-un cuptor. A fost aruncată în cuptor o bucată de metal rece și gri, dar a fost scoasă din cuptor ceva care nu poate să se deosebească de foc. Acum este ceva mai mult decât o sabie, deși este și sabie. Acum are dublă lucrare, arde și taie în același timp. Așa se întâmplă și cu noi atunci când ne împărtășim cu umilință, pentru că doar atunci când ne apropiem cu smerenie de Dumnezeu, Îl lăsăm cu adevărat să lucreze în noi. Asta se întâmplă când primim Sfânta Împărtășanie. Realizăm oare acest lucru? Suntem noi copleșiți de evlavie? Primim Sfânta Împărtășanie cu simțirea că acum, într-un mod cu totul ieșit din comun, de neconceput cu mintea, înțeles doar cu inima, devenim ceea ce este Hristos, nu în mod desăvârșit, desigur, dar într-o măsură din ce în ce mai mare, dacă rămânem credincioși Lui. Dar dacă acest lucru este adevărat, atunci cuvintele Sfântului Pavel ajung la noi aducând cu ele mângâiere, căci ori de câte ori vom auzi, căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, vom simți că drumul pe care suntem este cel adevărat. Scara pe care urcăm este la locul ei. Insist asupra acestui lucru pentru că în Sfânta Liturghie și mai ales prin Sfânta Împărtășanie aflăm noi cel mai ușor scara care ne duce la Rai. Aici suntem mai mult decât în alt timp și loc, conștienți de noi înșine, de menirea noastră și de poziția noastră față de Dumnezeu. Dar de pe scară putem și cădea. Așa cum vedem pictat în icoana acestui urcuș la Mănăstirea Sucevița. De aceea trebuie să fim atenți, pentru că două sunt părțile din care putem fi loviți: mândria noastră și iubirea noastră de sine. Și acestea două sunt hrănite de indiferența noastră față de Dumnezeu și de chemarea noastră. Noi, prin Sfânta Împărtășanie, devenim din ce în ce mai uniți cu Hristos. Dar să nu uităm că lucrul acesta ne poate aduce și pieirea, pentru că ori de câte ori mergem pe drumul păcatului, îl tragem și pe el după noi. Îl silim să meargă acolo unde nu este voia, îl răstignim.
De aceea viața noastră ar trebui să fie o pregătire continuă pentru Sfânta Liturghie, pentru Sfânta Împărtășanie, pentru că, de fapt, prin acestea două, noi ne pregătim cu adevărat pentru Marea Întâlnire, de care ne apropiem cu repeziciune. Să punem atunci la inimă ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel. Mai departe, fraților, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute și orice laudă, la acestea să vă fie gândul. Astfel, urcușul ne va fi de mare folos duhovnicesc și să ne străduim să ne luptăm cu noi înșine, după învățăturile pe care ne le pune înainte Sfântul Ioan Scărarul, până ce vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Scara Sfântului Ioan Scărarul este alcătuită din câte o treaptă corespunzătoare unei virtuți, fiecare virtute pregătind-o pe următoarea. Găsim în această carte tot ceea ce avem nevoie pentru a putea face nu numai patimilor noastre, ci mai ales vom afla aici tot ceea ce ne poate înălța, ceea ce ne poate face vrednici să-L primim pe Dumnezeu în inimile noastre. Să nu stăm prea departe de această carte, ci să o facem cartea noastră de căpătâi, pentru că astfel noi nu ne zidim numai pe noi înșine. Asta ar însemna un egoism de care ne vom face vinovați, chiar în numele creștinismului. Noi urmărim să ne zidim pe noi ca mădulare ale bisericii și prin asta, de fapt, căutăm să zidim întreaga biserică, adică întreg trupul lui Hristos. Mai presus de asta, nu se află niciun scop care să fie mai înalt, căci astfel facem reală, prezentă, mult mai prezentă și cu adevărat lucrătoare, iubirea lui Dumnezeu în lume. În felul acesta aducem lumina mai aproape de noi, de toți. Să ne luăm ca împreună călători pe acest drum, în acest urcuș, pocăința, cea care ne va aduce smerenia, singura în stare să ne păzească să nu cădem de pe această scară. Sfântul Ioan Scărarul chiar spune acest lucru. Nu vom fi judecați, fraților, nu vom fi osândiți pentru că nu am făcut minuni sau nu am prorocit, ci vom fi condamnați pentru că nu ne-am plâns păcatele de-a lungul vieții noastre. Prin pocăință ne vom deschide inimile față de Dumnezeu și El va intra în noi și va preschimba inimile noastre, așa cum spunea Sfântul Grigorie Palama, în foc arzător, în stare să taie patimile, dar să ne și lumineze calea aceasta, aducând și rodul acesta al umilinței, care este recunoștința. Prin aceasta, din urmă, facem ca darurile să rămână veșnic la noi și tot ea, recunoștința, ne poate muta la o viață vrednică de Dumnezeu, la viața cea neîmbătrânitoare. Scara Raiului ne ajută să alungăm din inimile noastre orice urmă de păcat. Și ce este oare păcatul? Sfântul Ioan Evanghelistul numește simplul nedreptate. Orice nedreptate este păcat. Adică păcatul înseamnă orice se opune dreptății lui Dumnezeu. Și El a zis că scopul Său, voia Lui,
este ca tot omul să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Tot ceea ce ne depărtează de Dumnezeu, tot ceea ce ne împietrește inima, făcând-o incapabilă de a-L primi pe El, Mântuitorul sufletelor noastre, este păcat. Și pentru că tindem să definim de obicei păcatul ca fiind încălcarea legii morale sau acționând într-un mod care este contrar datoriei noastre sau a ceea ce este corect, trebuie să spunem că există ceva mai fundamental în păcat, care ar trebui într-adevăr să ne provoace tristețe și mai mult decât tristețe, o durere profundă. Păcatul este necredincioșie, lipsă a fidelității față de Dumnezeu. Fără chiar să ne dăm seama, păcatul lucrează în noi această indiferență nu numai față de poruncile Lui, ci mai ales față de iubirea Lui, căci ne aduce până într-acolo încât orice spune El contează atât de puțin pentru noi, deși de fiecare dată când ne-a vorbit, cuvintele sale au fost pline de întreaga sa iubire omenească și dumnezeiască. El, dimpotrivă, a căutat și caută mereu să ne arate cât de mult ne iubește și ne așteaptă. Haideți să facem din acest urcuș gestul nostru de recunoștință față de îndelunga sa răbdare față de noi. Să arătăm prin lupta pe care o ducem împotriva omului cel vechi semnul dragostei noastre. Așa cum s-ar cuveni să facă orice fiu care este conștient de jertfa Tatălui Său pentru el. Să facem din fiecare treaptă a acestei scări un prilej de a ne mai încălzi puțin inimile. Nu este întâmplător faptul că Hristos spune astăzi în Evanghelie: acest neam de demoni, acest duh este alungat numai prin rugăciune și prin post. Postul în sensul de a se întoarce de la toate acele lucruri care nu sunt iubire, ci desfrânare, care ne depărtează de credincioșie, făcându-ne oameni fărmițați, nefericiți, singuri. Rugăciunea ca întâlnire cu Dumnezeu cel viu, care este iubire, acea iubire care, așa cum spune Apostolul, s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, nu este așadar de mirare faptul că atunci când omul care și-a adus copilul bolnav la ucenici s-a întors la Hristos spunând: nu au putut să-L vindece. Hristos, prin răspunsul Său, aduceți-L la mine, ne-a arătat calea. Dacă nu suntem aduși la El, toate celelalte lucruri sunt în zadar. Noi suntem departe de Dumnezeu și ar trebui ca acest lucru să ne doară. Ar fi trebuit să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu în starea celui care iubește, care în fiecare moment, zi și noapte, chiar și în somn, este conștient că inima lui arde de iubire, tresaltă de bucurie. Ar trebui să ne simțim inimile pline de curaj și dor față de Dumnezeu, să avem ochii atât de curați încât să vedem iubirea lui Dumnezeu și frumusețea acestei lumi chiar și într-un astfel de timp în care trăim. Dar nu este așa. Marea problemă nu este asta, ci faptul că nu ne batem pieptul cu pumnii ca vameșul, că nu ne trezim, nu ne venim în fire ca fiul cel risipitor, că nu ne luăm crucea, că în sfârșit amânăm mereu, nici noi nu știm de ce, să punem piciorul pe prima treaptă a scării care ne poate duce la rai. Frați creștini, să reflectăm asupra acestui lucru și în săptămânile care au mai rămas până la sfârșitul postului, până la săptămâna patimilor. Să reflectăm profund asupra acestor lucruri
pentru a putea intra în această săptămână sfântă, pregătiți să împărțim cu El calea crucii, renunțând la tot ceea ce l-a ucis, care l-a umilit, care l-a trădat. Să ne facem într-un cuvânt vrednici de a intra cu El în viața veșnică. Acesta este motivul pentru care Sfântul Ioan Scărarul ne cheamă să dăm cea mai mare importanță asupra modului în care ne raportăm la Dumnezeu, pentru că, de fapt, toate celelalte depind de lucrul acesta. Urcușul pe care îl propune El prin scara sa nu se poate face altfel decât având privirea țintită asupra țintei noastre, care este Dumnezeu. Să ne întoarce deci la pocăință în sensul în care o înțelege Sfântul Ioan Scărarul. Nu o plângere seacă, neroditoare a trecutului nostru, nici un regret inutil, steril față de faptul că noi nu suntem ceea ce ne dorim să fim, ci un strigă către Dumnezeu. Vino, Doamne, și vino curând! Și dacă strigăm, dacă ne dorim cu toată inima, cu toată mintea și cu toată nevoia, atunci Dumnezeu va veni. Atunci ne vom găsi în comunie cu Dumnezeu cel viu și toate lucrurile vor deveni frumoase, așa cum le-a dorit Dumnezeu dintr-un început. Vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Amin.